aia seară, după berțierul meu, Constantin Nicolae, colegul și prietul meu, este alături de mine. Și sigur, că rarea păstuie.
Mulțumim mult! Sunteți un public extraordinar, mi-au spus și colegii și celelalte două serii, totul a fost minunat. Vă mulțumim din inimă, pentru noi, pentru artiști, este foarte important să avem un public cu totul și totul special alături de noi. Și de-ar fi că va fi iar duminică într-o zi, e duminică astăzi, nu? Tu să te gândești la mine sau la cine dorește fiecare. Ia să vedem noi. Tu să fii atent, domnul Laie, la dânsii, dacă vor cânta, dacă nu cântă. Dar nu pleca. Stai aici. Stai aici, îți spun eu când te duci acolo. Mergi pe box acolo și faci pacea un număr de palet. Te rog eu mult de tot. Hai! Dar în port, în timpul tău și ora când
iar duminică într-o zi. Mă stare în port încât chipul tău și ora când am să mă întorc. Și acum numai dumneavoastră, cine ar fi? Cineva foarte atent mi-a spus că curge apa. Normal, cu dopurile astea care au fost reinventate, curge apa astăzi în mașină. De asta și conduc, să desfac și asta, curs apa și pe mine și în mașină. Foarte bună inovația asta cu dopul. Când se bei, îți intră în nas, îți intră în gură. E perfect, totul este... Mergem din ce în ce mai bine. Visul este următorul cântec. Visul meu, visul fiecăruia dintre noi la un moment al vieții. Hai, domnul Aia.
mulțumesc. Aș vrea să vă mulțumesc și în numele foarte bunului meu prieten care a plecat dintre noi, brașoveana noastră, Victor Socaciu. Poate ne vede de acolo de sus, din ceruri, cum ați venit alături de noi să-i cinstim memoria. Vă mulțumim mult, dragilor. Puteți să mai pomeniți. Când am venit în Cenaclu, Victor era acolo, i-am venit cu pântece din Maramureș. Unul dintre ele a fost esențial în lansarea mea și vă invit să cântăm împreună în această seară, când s-a împărțit norocul. Excepțională seară, mulțumim mult!
E dice că am câte cum mi-am adus aminte că aici am făcut rebelionul acum 41 de ani, mamă, câți ani sunt de atunci, mă și speriu. Mi-e și frică să mă uit în buletin. Tu erai născut pe atunci vremea, domnul Laie, erai, da? De erai mai mititel, nu? Da. Aici am făcut cu Cenacul Flacăra, cu poetul Adrian Păunescu, rebelionul, Brașovul, un oraș de poveste. Tare mă bucur că sunt împreună cu dumneavoastră în această seară aici. Vă mulțumesc încă o dată. Să spun
prenderti. Quel che importa ce l'ha stato un convinti. Tu possa amore, si c'è greu e mie vie, chi si è uscio. Și pe domnul Constantin Neculae să ne cânte două piese, dar înainte să vă povestesc o scurtă istorioară. Acum foarte mulți ani am fost la sala Palatului la un concert Cezarea Evora și a cântat doamna extraordinară, avea un band în spate. La un moment dat, după nu știu câtă vreme, s-a așezat, avea în spate o măsuță, o lampă, un fotoi. S-a așezat acolo în fotoi și a prins o țigaretă de foi și a băut un drink, probabil ceva, un rom ceva, că era cu asta de fildeș. Și a spus, când ajung și eu să stau ca și Cezarea Evora să beau un drink, să fumez o țigară și să cânte domnul Constantin Neculae. Domnul Constantin Neculae! Doamna Cezarea, mulțumesc mult! Dacă ea era de sculță, să știi. Ce se descați? Da, două elemente foarte importante. Cezarea Evora a cântat tot timpul de sculță, spunea că așa a crescut, așa a învățat să cânte, se simte cel mai bine de sculță. Și al doilea element, și mai important, nu a avut niciun concert în America, fiindcă acolo legea americană nu-ți dă voie să fumezi în sala de spectacol. Din punctul ăsta de vedere, România a fost câștigată. Noi am văzut-o la București. Sunt bucurii care întristează,
liście strălucesc. Sunt multe contradicții, multe